să se ridice norodul ca să privească pe domnul său și pe fiul nostru Alexandru Vodă. Îmi place că-l văd pe acest fecior al comisului Manole Jder. Cum te cheamă? Mă cheamă Ionuț, măria ta. Zis și Jder cel mititel. Are câini și șoim. Mi se pare, măria ta, Alexandrel, fiul meu, că mi-ai cerut ajutor și prieten pentru tine pe acest Jder. Ionuț, ascult, măria ta. Am nevoie de domnia ta, dar mai întâi trebuie să jur. Jur! Dacă îmi poruncești, Alexandrel Vodă, să vin cu el aici, trebuie să mă supun. Atent de viața ta, Ionuț, Ionuț, fără tine mă prăpădesc în clipă. Nasc, am spus că doresc să o văd. Poftesc pe măria ta să nu se supere. Fata-i după ușă. Vie-ți miră de mine! Îmi primești de viața lui Alexandrel Vodă? Da. Maria ta! Năpasă o primește! Dumneata Coman, treci înainte și cere ajutor la primul sat, iar noi să căutăm loc de apărare, la deal, măria ta! Dar mezinul tău, cinstite comise, a fost primejdie pentru viața lui Alexandrel Vodă! Pentru fapta lui ascunsă și prefăcută, se cuvine să luăm acestui fecioraș capul! Unde ce stăpâna? Vai, jupânele, Ionuț! Vai de zilele noastre! Pe jupâneța noastră au luat-o tătarii și au dus-o! Stai, Ionuț! Unde vrei să te duci? Aduc să caut, bădiță Simioane! Nebunule! Măria ta, îngădu-ne să plecăm după mezinul nostru! Ionuț e fugar și socotim că e în mare primejdie, măria ta! Un copil care aleargă după năluca lui, măria ta! După ce îl prindeți pe acel fecioraș bezmetic, aduceți-mi-l ca să-l cert și eu și să-l iert.